Suntem în lumea în care se vorbește din ce în ce mai mult despre cloud. Și eu sunt de acord cu domnul Enescu când spunea pe blogul său că este inflamat destul de tare hype-ul numit cloud computing. Suntem în acel peak of, cum se spune, high expectations. Așa. Probabil că va urma o cădere a deziluziei și după aceea vom stabiliza și vom înțelege cu toții ce înseamnă acest lucru și vom ști cum să-l consumăm. Dar nici nu pot să fiu de acord cu cealaltă extremă și trebuie să spunem că în industria IT există o dispută. Există puriștii pe de o parte a IT-ului tradițional și puriștii pe de cealaltă parte a IT-ului exclusiv pe web. Okay? Nu pot să fiu de acord, de exemplu, cu Mark Benioff, CEO la Salesforce.com, care spune, pur și simplu, software-ul este mort. Hai să fim serioși, și serviciile alea din cloud sunt tot software, doar că sunt livrate diferit. Okay? Este drept că pentru dumneavoastră, ca și consumator de IT, consumarea acelui IT din nor se face puțin altfel și intrăm în discuții de genul outsourcing, altfel de a cumpăra acel serviciu, probabil prin abonament lunar sau anual, probabil prin pay-per-use, pay-per-transaction. Okay? Sunt chestiuni care s-ar putea să vă ajute, unii spun, la finanțe. Nu întotdeauna. S-ar putea să vă ajute la cash flow cel mult. Okay? Dar trebuie avut o mare atenție la motivația de business pentru a merge în nor sau a face outsourcing.